Și acum, toți care s-au trezit cu palmele, cu o experiență personală, și eu, că fac, că drept, că uite-te la mine, că fac așa, da? Ce face omul? A activat oglinzile. Așa lucrează. Da? Așa vindecă. Și dincolo de rampă, de televizor, de cameră, de whatever, da? E omul dincolo. Adică e omul care se uită la tine, da? Și încearcă să se vindece, încearcă să nu știu ce, încearcă și oglinzile ce fac? Îi întorc tot. Încearcă să trimită, se gândește la ce rău, ce e bine, ce nu știu ce. E un fel de... pornește... Deci îți dai seama mintea omenească, diabolică unde îi, să pornești să înregistrezi experiență personală. Asta ești tu, minte diabolică. Acceptă și acolo ești, ok. Și pornește oglinzile. Pornește oglinzile cu făptura ta, limba luminii. Asta înseamnă, da? Și când înțelegi că faci asta, vezi mai departe în ce se transformă. Dacă ești mai ești ghidată să faci așa ceva. Că îi văd că au dispărut toți, numai e o minte diabolică. De? Dar depinde unde ești. Dacă ești în oglinzi, înseamnă că e ok. Știi? Știi despre ce e vorba? Și stai așa și vindeci. Și omul se trăsnește cu capul și nebunește. Și ia razna pe coclaur, poate că îi provoci mai repede moartea și așa mai departe. Și transferul energetic mai rapid se face. Dar trebuie să accepte moartea. E acolo ceva diabolic în sensul ăsta. Da? Și când știi asta, tu ești cine ești. Nu știu dacă mai stai, da? Și îți dai seama că e un oglinz. A? Vezi mai departe ce se întâmplă. Stăteau toți și eu intram și, domnule, mă uitam și parcă mi se făcea mai bine, parcă, da? Se ducea și venea înapoi și trăsnea omul de numa. Îl vindeca. De tot! Acolo ai înțeles? Ok, și acum mergi mai departe. Bun.